Bă, tu fugi de mine, mă. Băi. Am vrut să mă pun pe shift în pana mea, să mă uit la tine așa cu shift-ul, știi, tip-til, tip-til, și că încolo, ju, trec prin chestia aia. Da. Pentru început, ia da și, admiră, privește, fii fericit. Ta-da! Bam! Plecăciun, plecăciun, mulțumim, mulțumim. Episodului trecut, un de la șmecher șmecheros. Uite, mă, pentru chestiile astea te întrebam de, dacă știi cum, how. Ce? De vezi că e... Să le vreau muți? Să le gulesc pe alea două, da, okay. Vreau să le gulesc pe alea două ca să le scot, ca să fac unul 256, să mai fac unul, știi? Mhm. Știu, știu că era un, era o chestie, era un item, un, da, care făcea treaba aia, dar nu mai știu care. Din, da, am o vagă impresie că ori, nu, nu, chestul, băga-mi așa. Cred că ăsta e, deci numai ai o portul ăsta dacă e, că altceva nu cred că. Dar să trebuie și mă uitam acum. Dar tot numai 64 de item types used poți să folosești la el. Gen. Păi pe toate, pe oricare le faci, numai 64 din alea poți să folosești. Mm-hmm. Deci ai, mai bine ai într-un fel mai multe drive-uri decât, știi? Nu-i ca și, nu-i ca și la din Ender Eye. Și la din Ender Eye parcă l-o scos ăștia, Ender. Nu că era storage sistemul ăla din Ender Eye, dar nu mai știu cum îi zicea. Mm-hmm. Și da, ăla parcă l-au scos băieții din cauza că, făcea lag, dacă ține bine minte, sau ceva de genul ăla. No, atunci nu mai fac chestia aia. Which kind of sucks. Acum am observat că am dat click el pe el și am văzut că tot 63, mă rog, 63, nu 64, nici măcar 64. Deci mi-e trebuie dark steel, practic. Și acum, eu pe episodul ăsta, ce m-am gândit eu așa, să încerc să îl duc pe ăsta la modul de wireless, dar nu știu dacă mi-e o să-mi iasă chestia asta. Well, câte? You can try. Că de câte știu, uite aici o să avem nevoie, pufurile de firewall și de chestiile alea care ziceam eu, cred. La wireless? Mă, în mod normal, cred că firewall-ul ăla folosești pe un, pe un server din ăsta de multiplayer, în cazul în care, zic-o-mi pe limba acum. Cazul în care nu vrei, da, exact, nu vrei să lași pe, nu vrei să lași pe alții să se folosească de ăsta tău. Mă gândesc eu că ai altă explicație, n-aș vedea la ce ți-ar trebui un firewall, că practic noi doi oricum o să folosim amândoi același de asta. Știi cum zic? Și asta. Dacă știi cum zic. Caut ceva și nu mai știu ce dracu caut. Da, gata, mi-am amintit. It's ok. Deci, trebuie un... Aici 3... n-avem deloc. Nu stai așa. Deci îmi trebuie câte 3 din astea pentru fiecare de ăsta făcut. Posibil. Gheța chicioarele, mă, în casă, bă. Nu-i bine. Deci poți să am nevoie de nou logistic procesor, dacă nu mă înșel eu așa. Dacă calculez și eu bine. Și sper să fac asta. Ok, și vreau de aici... O să vreau asta să-l țin după mine, de fapt. Nu știam de ce am venit până aici. Logic. What's wrong with me? Oh, God. Mă, dacă dai eu cu time in a battle la asta. Ok. Așa, tati, uite. Facem câte un stack din fiecare de ăsta și nu mai avem nevoie în veci. După. Ok. Ok, o să mai vreau de aici niște silicon, să îi lui iconă, bam, bam, pune-te acolo și cu ăsta. Așa. Și o să mai vreau eu aici și niște din astea să fie. Pac. Mă, dacă tot l-am făcut pe ăla, e, bagă acolo. Mai fă un stack să fie. Să am eu din toate să fie, sigur că nu... Nu o să mai plâng după ele. Mai am nevoie de aici de niște redstone. Bam, și acum dacă bag, uite așa, așa și așa. Ok, am făcut 26. Mai multe decât avea nevoie. Da, ok.
Eu mă apuc să-mi iau chestiile de prin inventar de care nu am nevoie și să le pun în asta. Okay. Mă rog, nu din inventar, din chestia asta, cum zice, din sac. Aveam o grămadă de tâmpeni în sac, în puii mei, și practic nu aveam nevoie de ele. Bun, deci am doar chestiile a doua. Îmi trebuie un piston. Ok, bun. Și acum toate astea făcute le aruncăm aici. Frumos. Bam, bam. Și eu acum o să trebuie să-mi fac... Dar nu vreau să folosesc pure, vreau să folosesc certus, că avem o grămadă. Doamne, ce-mi bam. Place chestia asta, mă jur. Ah, ok. Domnii, deci atât de fain să ajungi la prostiuța asta de cum eu zice. Ia uite. Ha, calculating-ul se face cu pure quartz, certus. Bă, băiatule. Păi uite, păi n-avem noi două sag mill-uri, mă. Ai făcut două? Mamă, ce băiat. Păi n-avem noi acum două sag mill-uri, să le... Bine, n-avem. Avem octetic din alea, mai avem capacitare. Ce ți-am dat Octa... ție? Oh, avem 3. Bun, I shall take all of them. Ia uite, mâncația și inima ta. E pus tu octadic? Ah, de fapt am dat click dreapta pe el și s-a pus automat. Easy! Așa, astea au început să-și facă treaba. Frumos, elegant. Nu mai prea avem probleme cu ele. Tu ce ești acolo? Aluminium? Da. Pac. Și tu ești din asta. Uite așa. Încet, încet o să devină astea. Practic aici nu mai avem niciun din ăsta, niciun or. S-au automatizat toată schema într-o oarecare măsură. Până ce se golesc astea și după ce se golesc de tot, o să fie super easy pentru nebunile astea să meargă automat fără nicio treabă. Astea toate au upgrade-uri ca să se umple la maxim și după aceea void upgrade-uri în cazul în care așa. Ok, și ăsta iarăși face treaba. Mai trebuie design cât de cât la camera asta și aici să ne cam rezolvăm toate mașinările de care avem nevoie. Și în schimb, bă, nu știu dacă o să mai avem nevoie de Cucovon și de Cucovonul ăsta și de... Sau... I don't know. Vedem. Vedem noi ce mai facem cu camera asta. A-L-L-O-I. Ok. Ok! Let's do something. Crazy now. Cum ar fi alloy smelterul ăsta. Serios, îmi trebuie și un powered furnace. Really? Ia bragi și te ajungă. Ce-mi dai? Mă faci alloy. Bine, că am scris alloy. Mi-ai dat armură de obsidian. Dar nu-s mai bun papuci ăștia, mă. Sunt rage în penis. Uite-te la mine. Băi. Asta îți dă resistance, pufule. Cum să fie papucia mea bun? La ce-mi trebuie mie resistance, ui? Să fac ce cu el? Mă, dă și mie niște solsen. De unde să-ți mă dau urmă? Fă-ți. Nisip cu Infinity, nu Infinity, cu chestii de aia de la Enderman. Vreau să fac un acceleration wand. Dacă tot nu ne-a picat până acum, mă pun eu să fac. Hai. Ce nebunie, ce nebun este Dark ăsta, Doamne și ferește. Și pentru ăla am nevoie de să bat Wither. Să bat doi Wither. Up. De fapt 4. Up. 1, 2, 3, 4. Up. Ce chestii mai am pe aici de care n-am nevoie? De bricuri, de plastic, de asta, de asta. Doamne, câte tâmpeni am la mine în inventar, în scutia asta. Holy moly. Pac. Rup. Mă, deci eu, dacă vreau să fac reinforced chestia asta, am nevoie de dark iron bar și dark chestia asta, cum le fac? Pentru că, deci am nevoie de obsidian, pulverized coal sau și cu iron. Stai acum și mă gândeam și cred că o să fac eu cameră pentru urâtul ăla mic, The Wither. Really? Da, mă, dar îți trebuie din aia care să te protejeze. Ce? Cum îi zice? Sticlă din aia care să protejeze toată schema.
Nu, nu? Că fac reinforced obsidian. Bam, îmi pun eu aici frumos la prăjit un stack de ăsta. Mai trebuie un stack de iron și un stack de obsidian. Bam. Doamne, cât obsidian să face, să dea nebii. Și ăsta, și gândește că încă face față. Gata, boss, și avem și al doilea alloy smelter. În cazul în care vrem să smeltuim alte chestii decât... Bine că mi te încarci în inventar, nesimțitule, care ești un nesimțit. Pac, iau pe asta. În cazul în care vrem să facem alloy-uri și lucruri și socoteli și chestii... Bă, cu surful ăsta ce faci? Use. Pyrothium. Și bombe. Și gunpowder. Gunpowder. Flux capacity. Și gunpowder. Ce e asta? What, ce e la flux chestii? I don't know. Și essence, faci essence of knowledge, boss. How about that, ha? Ce zici? Bun. Acum că am terminat cu prostiuța asta, hai să... Mi se pare așa de buguit chestia asta cu timing battle, să nebi. De ce? Nu știu, așa. Hai să vedem un picuț ce... Mamă, tu-ți dai, okay. Fii atent, pufule, tu-ți dai seama că ăsta are level maxim și încă se mișcă foarte greu? Cine? Chestia aia. Sieve efficiency. Ne trebuie? Cred că da. Ok, și ce pot să mai pun pe ea? Sieve fortune, sieve luck of the sea. Aia nu mă interesează. Deci sieve efficiency și sieve fortune. Cum obții sieve fortune-ul? Cu compressed ender gravel. Bă, că nu ești piciu. Ender gravel. Da. Ma. Și sieve efficiency-ul cu compressed nether gravel, care se face din crushed netherrack, care se obține din... Bine, practic îi dai cu hammer în cap. Eu aveam un hammer, nu? Parcă un... Nu, auto sieve? Un auto hammer aveam pe undeva. Deci stai așa. Mi-ar trebui 36 de blocuri, teoretic, de din ăsta. De? De reinforced obsidian. Ah. Nu era mai ok să faci cu reinforced glass din ăla sau ce pui mai era aia? Dar nu zic și eu. Și crezi că merge? Păi n-ar trebui în teorie. Dar îmi dai tu soul sand. Misile astea o să fac. Bă, că greu poate să fie, bă, să nebunesc, mă. Dar mi-e lene să stau să facă tot soul sand. Da, dude. Ah, sand și cu... Da. Ia, că am luat eu tot wither dust-ul de aici. Mergem la găini. Că parcă aveau sand. Nu? Dacă bine ține minte. Mhm. Dacă mai e sand aici în spate. Mai erau 4 stack-uri. Păi și nu mai era găină de sand aici, să ce-ai făcut că? Ai scos-o. Sand-a tu ție și... A, uite mai aici, uite mai aici sand. Pune aici și pe asta. Ia, scoate chestia asta de aici. Use. Și mă uit la asta. Ok, așa, așa. Dă sand-ul încoace. Use. Nu așa, mă. Use. Se face... A, nu ăsta, ăsta. Use. Și se face așa. Na, ia-ți soul sand-ul. Să-l fac pe tot? Ia-l pe tot! Și cum am trebuit glass? Au! Nu ai pus ultimate furnace-ul ăla? E sus? Da. Am uitat că nu mai am feather. Mă rog, chestia aia cu ce am pus. Jesus. Și m-am bătut cu popou de pământ. Bun, deci mai ce vreau să fac? Ha? Mersi. Vreau să fac ceva, dar nu mai știu ce. Și ah, da, să fac sieve efficiency-ul. Bun, eu o să mă pun frumușel să fac acum rost de crushed netherrack din ăsta și revenim după, nu? Bănesc. Ce vroiai de la mine, Darkule? Dă coilu, bă, dă coilu. Stau coiu. Ăla nu-mi trebuie, păstrează. Poftim coilu. Părcoț. Nu le-a rupă. Acolo m-a rucat băiatul. În timp ce Dar se juca pe acolo și se distra, oameni buni, noi am tras un picuț aici și
am prima carte, cred, dar nu, nu așa mergea toată schema asta, că nu înțeleg. Sau invers. Așa? Nu, păi, așa trebuie să fie. Dark s-a jucat pe acolo și chestii. Dark a făcut aici mare grinder automat de urât ăsta, Wither. Really? Și, bine, automat, aproape semi-automat. Că... Mm-hmm. Că trebuie să găsesc o metodă prin care să pun blocuri interior, gen... Să le pun automate chestii astea, chestiile alea. Și singura metodă momentan pe care am găsit-o eu să pun ăsta să fie ok, să mă pun USD pe manual. Eu stăteam ca prostul și mă uitam acolo și nu înțelegeam de ce nu mă lasă să fac ce vreau eu să fac. Și când colo trebuia să fie book and quill-uri. Jesus Christ. Bravo. Da, să știi. Să știi! Noi parcă aveam un anvil din ăla pe curent, nu? Ceva de gen. Cred. Ok. Deci e mult prea pe prostia asta de... draconic. De, n-avem. Doar că momentan, sincer, parcă n-aș vrea să folosesc momentan. Dar știi de ce? De ce? Că parcă își vrea niște creaturi de alea legendare, să ne mai jucăm cu ele. Plânchitarele, când răsare soarele. Plâng ca început puf să cânte, dracu, e logic. Am pus la una un sieve efficiency, dar problema acum e că ne trebuie o grămadă de chestii din asta, de, ne trebuie o tonă, deci o tonă, pur și simplu, o tonă, o freaking tonă în puii mei de, Jesus Christ, darcule. De crash netherrack din asta ca să facem un sieve efficiency. Nu se devine nene. Ne trebuie, deci ne trebuie 40 de bucăți de compressed nether gravel și asta se face din 9 bucăți de chestie de asta. Deci e ceva așa. Ieșit din comun. Muffler. Cum era mă ăla? Boss. Deci lună și cu... E withering, withering, nu știu cum. Da, știu. Iese de la, pentru wither. Special. Da, mă știu. Tu te, mă, de unde știi? Am căutat acum. Tu te, mă, ce ai căutat? Oare, îți curios dacă e Witherproof ăla totuși? Habar n-am. Vom vedea. Ha? Ok, până acum nu suna nimica. Hop. E cam degeaba dacă mă întreb pe mine asta. Păi nu să mai... Au. Măcar nu să mai au de sunetul ăla, știi? Când moare. Adică totuși e un improvement față de ce era înainte. Da, eu vreau să-l fac și mai mic. You know? Păi am mult. No, bine. Bine, Darkule, amună, bine. Bine și tu. Mai am? Nu mai am. Ce bine că avem redstone la discreție, doamne, deci atât de fain e să ai tot ce-ți trebuie când îți trebuie. Păi gândește-te că poți să fac aici la netherrack în neștire, ca... Pam, 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 bif. Dar ce vrei să faci tu ca ta netherrack? Că nu te-am întrebat. Are niște chestii astea, cum zice, sivurile au... Au niște enchanturi. Se numește sieve efficiency. Nu știu sigur ce face, cred că creează mai... Ha? Ce fac? Nu l-ai pus altundeva? Nu. Cred că îi dă orice... Am pus și un muffler, dar normal. Aha. Cred că îi dă ceva eficiență mai mare sieve-ului. Și... Nu știu, obții mai multe chestii. Ce m-a apucat căscăritul. Obții mai multe chestii sau nu știu sigur care e șmecheria, dar problema e că în momentul în care vrem să facem rost de sieve efficiency-ul ăsta, îmi trebuie o grămadă de crushed netherrack din asta. Asta dacă siftim ce obținem? Cobalt și ardite. N-am înțeles.
Am înțeles. Enchantments. Bun. O să ne trebuiască la ceva guest tier-uri? Cred că da. Parcă. Aveam vreo câteva rețete de care aveam nevoie de urățeniile alea. Dar nu mai știu exact la care. Nu prepar. Sunt ceva, uite, repair tablet eventual, repair items. La aia. Ne trebuie 3 din alea în puii mei, 3 guest tier-uri pentru aia. Da. Asta e singura chestie enervantă în momentul de față, că sunt lucruri care durează foarte mult să le faci. Uh-huh. Și un picuț cam enervant când ai peste chestii de genul. But, asta e. But. Eu mai am practic de câți de 3 wither. Yep. Uranium. Adică de asta? Yep. Nu știam ce obții din el, right? În parent obții uranium. I'll be damned! Te punem pe tine aici. Ăsta și cu ăsta nu ne interesează, îl băgăm aici. Sweet Mother of Jesus. Tu treci acolo, tu treci aici. Pac, pac. Așa îmi place să mă tăplim pe aici. Du-te, vino. E extraordinar, dragă domnule. Îmi place la nebunie. Bă, nu știu, eu mă distrez aici cu idării mei. Adică nu. Bă, e fain, deci să moră dacă nu. E foarte fain Minecraft modat, dar... Sunt persoane, de exemplu, cum sunt eu, care în momentul în care ajung într-un punct foarte grindy, și eu cum sunt genul ăla de persoană care mă apuc de lucru și tot vreau să-l fac, mă, nu știu, mor lângă lucrul ăla până ce-l termin. Aole, mori ce aici. Ce zici? Hello. Ia bufle și tu aici. Ia de aici. Oh! Ce faci, mă? O ieși nesimțitul ăsta de acolo. Un cap, mă? Păi cât ai vrut să-ți dea? 10, dracu, 20. Ești bolnav, ce ai? E. Ce-mi dai aici? Ok. E. Oh, wow. Mi-a dat 2 generatoare de tier 5, fratele meu, și un growth crystal. Growth crystal ăla... În beton. Deci growth crystal ăla e super bun, dar generatoarele astea de tier 5, mă dăd. What? Am I supposed to do with them? Ce faci, șăfule? Bine. Cum sună la ting 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 ting. Hai, bune, mai distrăm un pic pe aici cu grindul nostru și revenim când mai avem ceva progrese de făcut or something, cause god damn it. Ce cauți mă iar în camera mea? Bă, taș, mă. Bă. Ce, am nevoie de gam, de la cum aici. Ce? Și nu știi să-ți faci gen un ăsta de sifting, că o să strici și o să dai peste cap tot sistemul, pentru că lucrurile care... Da. Că ce? Ata noroc că-ți puse filtre, că altfel... Nu știu zău. Nu știu zău ce mă fac eu cu tine. Hai mă, tu taci acolo. Deci e așa de mică șansa să dropeze, mă, sau ce? Că nu mă prind. Aparent, da, că altfel îți dropa bănesc, nu? Eu mai am încă un pic aici și termin. Cu da. Chestia asta, sper. O dată pentru totdeauna. E, 2% șansă să pice. Mam! să te nebi. Și îți pică 7 bucăți odată, dacă e să pice. Și ai și mai mult dată nu. Ai și sieve proficiency ăla. E? Mam. Din ce am văzut eu, da. Bine, n-ai... E și aia o treabă. N-ai force, nu? Pentru că, na, pentru force nu-mi trebuie alte chestii, dar ai sieve proficiency-ul, totuși.
Pac. Bă. Efficiency, îmi spui pardon. Ce zici tu? Oh, doamne, doamne, da. Doamne. Cât bulan cu XP o să lichid, mă, solid, pardon. Genial. Fup. Genial. Pup. Bun. Hai, mă, odată trebuie să pici. Odată. Nu știu. Odată în viața ta pici ceva. Mhm. Odată bun. Trebuie să pici. Cred că... Dar nu. Pardon, cred că Sieve Efficiency o să face ca... prostia asta să siftească mai repede. Păi cam atâta, cred. Cam aia, cred și eu. Și trebuie forță, nu? Bun, deci asta practic pot să-l scot de aici. Și să pun înapoi apa ca să ne facă obsidian. Nu știu niciodată când ai nevoie de obsidian. Nu? Ok. Zic și eu. Și între timp ne-am mai jucat un picuț, m-am jucat un picuț da. Cu găinușele până când s-au mai făcut prostiuțele alea în timp ce lucra dar pe acolo pe jos. N-am făcut mare lucru la ele. Puh, n-am mare lucru, eu am automatizat tot ăsta. Atât tot că am reușit să scot de astea de cacao. Fulei! A, și uite pe asta. Hei! Mă rog ăștia pe capete. Bă, ne-o murig. What the... Bă, dar cât range are ăla, mă, mâncați așa inima ta? De ce? Pentru că mă tuna aici sus? Gen, când exploda, îmi luam bătaie aici? Și mi-a murit o găină din cauza aia? Eu. Mută și tu cuiburile în partea alt. Yeah. Ar fi o idee. What the fuck? Ok. E o chestie și asta. Urât. Să aibă range până acolo. Urât de tot. Jesus Christ, mă. Că n-ai văzut așa ceva. Ia hai să vedem ce-mi poate pica. Dar chiar, vezi, să-mi dat două darele. Nu. Câte dar legendare ți-am mai dat în plus parte? 4! Mor găină. Ia l-ai. 4. Ia vezi acolo ce pică. Mă uite mine. Iarăși pe astea 3. Stai așa, stai așa, că nu e așa. Și eu mai am acum 13 din alea de... De ăsta, cum îi zice. There we go. Ne mutăm în partea asta la altă. Ne mutăm shop-ul în partea asta la altă, că, dar cu văd că... Dar nu sunt eu de vină. Nu, nu, da, nu, am zis eu că tu. Păi... Nu, ce ești de vină. Bă, dacă pun sabia asta pe tine. Ține. Mersi. Ia să vedem. Pup! Bam! Eee, Macarena. Ia. Păi, 6 Extreme Vector Plates. 3 Advanced din astea, un Resonant Upgrade Kit, 2 Storage Upgrade-uri și un Silk Touch Pendant. Deci practic rahat. Da. Mai pe scurt. Este așa. Stai așa, ia stai pe loc un pic. Hai că nu spun doar. Bă, dar merg astea, nu glumă. Păi, VIP Extreme, trațărea. Jesus. Jesus. Te plimbă, nu glumă. Te plimbă rău, nu glumă. Advanced item filter, nu? Perfect, ia să vedem. Super. Mă, încet, oricum, încet, încet cu treaba bună, cel puțin în momentul de față, cu materialele basic, să zic așa, suntem A-OK, că ăsta produce lejer fără nicio treabă și avem aici o tonă de materiale basic. Ce urmează acum, cred că o să încep eu încet încet să mă ocup de dai să vedem altceva, Fortune. Pentru asta îmi trebuia ce? Fortune. Compresa Under Gravel, bun. Deci, cred că o să încep eu încet încet să mă ocup de găini, în timp ce Dark se joacă cu alte chestii pe acolo. Aha. Poate, știi ce ai putea tu, Dark, să încerci să faci?
În episodul următor cel puțin. Ce... Bă, oare... De ce nu-ai făcut tu drawer-ul ăla? Să-i făcut un compact drawer la... Ăsta, nu știu. La căul și la alea. Ți-i greu ca să nu mai băgăm în sistem și chestii. Ce? Ce să bagi în sistem? Ca să nu mai bagi în sistem blocuri de căul. A, că ți-i greu să-ți faci blocuri de căul. Păi da, dar... Păi mi-am făcut, dar dacă vreau să fac crafting-uri în ăsta... Ăsta că nu mai era acum spații deloc în ele, cam plânge săracul, știi? Lasă că cât de greu poate să fie să mai facem niște din alea de un cas sau whatever. Oricum trebuie să le facem pentru quest-uri. Sau... Yeah. Easy peasy, lemon squeezy. Ce mă gândesc eu, trebuie să ne informăm un pic să vedem cam ce armură ne-ar trebui ca să putem să batem rața aia sau găină sau ce pisici aia din end. Ah. Știi? Ca să nu ne luăm bătaie de la ea și să încercăm să ne ducem înspre o armură de genul ăla ca să putem să o batem și pe aia. Și până atunci eu mă mai ocup de găini un picuț ca să ne facem rost de, cum le zice, de aloiuri. Că practic în momentul de față tot ce pică din ăsta ca și, cum zice, ca și ingături cam avem. Ne mai trebuie doar aloiurile, să zicem așa. Mm-hmm. Ce se făcut acolo? What is that? Nu știu. Păi știi ce ai făcut-o dacă nu știi? N-am făcut-o, mi-a dat-o dintr-un de ăla. Phantom Connector in Actual Editions. Holy moly. Interesting. Bun. Mil. Bam, bam. Aveam gardul. Păi și undeva. Bam. Fence gate am. A, după facem din fence gate-uri, nu ne mai chinim. Facem, uite, așa o dată. Bam, beef, boof. Facem, uite, așa un stack de d-astea. Facem, uite, aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, what the 8, heck? 9, 10. Bam! What the heck? Și facem, uite, așa. Bam, o dată. Bam, de două ori. Unde ești, bătrâne? Aici. Aici unde? La căinușe. Ia să nu mai plângi că n-ai și tu unde asta. Ho ho, dangnul. Poți face garduri din treated wood, mă? Da, poți. Easy. E bun. Și ăsta l-aruncă la gunoi. Și acum... A, ai făcut un dangnul din ăla bengos? Cel mai mare pe care poți să-l faci. Oh, ok. Să fie. Oh, for crying out loud. Pune-l acolo unde vreau să-l pui. Iar ce unde ești? Ia de aici blocurile basic. Ce vor intra în el. A, dar poți să bagi mai mult în el? De ce click dreapta? Oh, pac, 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 tu pac, poți să pui pac, în toate pac. Sloturile alea acolo. Practic, câte, ce tipuri de blocuri vrei să intre în el și cam aia e. Mm-hmm. Și dacă te duci cursorul pe el, o să vezi cam câte ține pe fiecare slot de la. Desule. Deci stai așa, cât e acolo? 1, 2, 3, 4, deci 100, 100 de mii, 1 miliard, 2 miliard, oare? E 2, sau 2, ba na, 2 miliarde de blocuri, într-un singur slot. Ia, vrei să dau și timing în battle-ul meu? Ia puful. Nu, că nu mai trebuie, am făcut 16 găinușe din astea. Acum tot ce trebuie să mai fac, ce mi-e, să vedem care împreună cu care ne dă ce? Ăsta ne dă leather chicken împreună cu string-ul. Și împreună cu glowstone-ul ne dă nether wart. Și împreună cu yellow ne dă copper. Avem yellow chicken? N-avem yellow chicken. Nu știu. Cyan, lime, nickel, slime, emerald.
Ah, ne trebuie un diamond chicken. Ok. XP chicken. Holy moly. Bine, ideea este în felul următor. În episodul care vine, eu o să mă pun frumușel și să iau găinușele astea la 11 metri și să încerc să... De ce fac... mergi la fotbal? Da, o să încerc să le mulțesc în așa fel încât să-mi iasă schema cum trebuie. Și să fac rost de toate găinușele care există ele. Matter. Te-ai făcut dark matter? N-am făcut, mi-a picat. Ce putem să facem cu ea? Putem să facem pickaxe-uri, putem să facem chestii, axe-uri, dar astea poți să le folosești să faci cu ele, da, nu poți. Sau, use. N-am făcut toate quest-urile alea instant, pufule. Păi alea seize în puii mei, că am avut din ăla. Și le transformai dintr-unul într-altul. Păi aia am făcut acum. Bam și bam, ce mi-a dat bun. Iară watermill-uri, iară phantom face-uri. Un cloș. Cloșurile astea o să fie bune pe viitor. Mie mi-a dat top chance cube-uri. Bă, n-am mai deschis de mult chance cube-uri. Avem și de la giant. Hai, facem acum pe final de episod. N-am putea încerca. Bam, bif. Și eu și ăsta de steel cache după noi, poate. Ia rus. Pup. Aleup. Hai mă. Nu fi chitră. Haide să vedeți ce capodoperă am făcut în Mining Dimension. Este o adevărată operă de artă, ce pot să spun. Am mai văzut chestii așa frumoase, dar... Nu, dar chiar că lor nu l-am arătat. Îi arunc cu torțe în stânga și în dreapta, dar nu știu dacă aterizează pe unde trebuie torțele astea. Un repair talisman de ăla, dacă ne-ar pica măcar, nu știu bro. Dar nu cred că mai este repair talisman, aia e schema. Ia mă, repair. Bă, da mă. Dar nu mai pică. Mamă. Da, și-a luat ăsta update, mod pe cum. Ce ai făcut? Fuck you, creeper. Go away. Jesus. Pufule, începem așa într-un de asta cum zice, mare, chestie mare. Dar cum să nu? Bă, tu îți dai seama că noi putem să mirăm pe aici să le punem în dungeon-ul pe alea? Da, practic putem să punem absolut tot din chestiile astea, din tot ce pică pe aici în dungeon-ul. Bine, mai puțin cartofi și prostiile astea de la zombie. Asta o să vă și fac. Oare? Da, be my guest. De fapt, ea că nu zici tu rău. Adică poți să pui ăsta, poți să pui ăsta, poți să pui cărbunele, poți să pui fierul. Poți să pui emeraldile. Și pui aici doar ce te-ar interesa, gen. Pun aici tot în pana mea. Că încape, aparent. Bine, mai puțin inferiorul meu, sensul ăsta nu ne interesează. Nu-l vrem aici. Cum îl scoatem? Cum îl scot din el? Control click to change extraction mode. Stai, gata. Asta nu știu cum. Cu shift. Cum? Cu shift click stânga. Cum că nu merge? Așa mi-a mers cu shift click stânga. Mă rog, pufle. Da. Ce a explodat? Până l-am văzut. Un creeper în spate. Și că până l-am văzut. Tăă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 
Ha? Sfera de aia cu lichid, cred că. Sau? Sau? Ok. Things are happening. Ia și tu bufule patru astea. A, da, bă, e ceva sferă cu lichid, mă. Vezi că a picat jos. Dar ce lichid este oare? Cred că vă scheleton de aici. Da. Puf. Da. Ăla era schelet normal, nu? Lol. Hai.
acum, bă, ce mas. Ok. Am palit un... Nu pot să cred. Deci am dat o bucată la un, la un paianjen cu o torță. L-am palit cu torță aici, nebun la cap. Jesus. Bă, deci efectiv, dacă omori schelezi cu sabia asta, îți stă... Holy moly, I'm out of there. Fie... Bă, și chiar scrie pe ea, mă. Chiar asta face. Dacă bați un schelet cu pufule, urcă deasupra, urcă repede deasupra. Oh, 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 oh. Ah, apare un sat aici, am puii mei? Come da. On, now. Oh, God damn it. Mă, cum parte mâna, avem gres. Da, că de la duceam lipsa. Ha? Ține-și o groapă ca să știi pe unde să revenim. Nu prea mai am, mai am torțe în ăsta, mai am, dă, că arunc în stânga și în dreapta cu torțe în puii mei. Hei! Hai pula! Uite! Mamă, dar până ce se spawnează tot satul ăsta, ne apucă toamna. Ok. Bum. What? Nu era maximul ca să-i toate în cadrele după. Nu știu, dar cred că cu ăsta o să le luăm pe toate. Cel puțin eu zbor în puii mei, adică. Eu de-aia am intrat în el, că mă gândeam că... Mă, o putele. N-am treabă. Și oare toate astea sunt 3 minute sau? Hello? I'm flying! Levitez puii mei, dă-mă jos! Nu mai pot scobor, Dark. Dark. Mă mănâncă rău de tot. Oh. Ha! Uite, să faci o bilă de clay. Bă, cât durează levitate-ul ăsta, mă? Că m-am plictisit deja. Un minut jumate! Nu cred! M-a luat capul de nouă și ea. Uf! Uf! Da. Mănâncă clay-ul. Ok. Iar la 15 miliarde de efecte! Băi! Și bune și rale. What the hell, man? Nu mai înțeleg nimica, nu mai văd nimica, nu mai... What? De ce e zăpadă? Fac zăpadă pe jos, serios. Tu cum Inception. Ai ajuns jos? Nu știu cum am ajuns jos, de la ceva efect, cred. Da... Ai de pui mei! Aleluia! Am slow falling sau ceva. Mi-a revenit, gata, nu mai am nojea. Holy smoly. Picioci! Era prea tare, man. Îmi plăcea. Că aveam night vision. Era fain. Băi, stai. Ah, ok. Mi-a dat armura și papucii jos. De ce? Nu știu, dar mă rog. Am făcut rost de clay pentru toată viața, probabil. Vă observ. Uleau, buton de dung-ul, ești nebun? Sau mă rog, cât... Dar mor, mă, odată nu m-ai aruncat toate direcțiile. Oh my god. This is crazy. Oameni buni! Mă, dar eu tot sunt curios ce lichid este, stai așa, nu că oameni. Intră acolo. Molten Energetic Silver. Iau. Bă, stai că nu-mi foc. Tu da, eu nu prea. Oameni buni, mulțumim frumos de atenția acordată și că ați fost alături de noi în acest episod. Noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci v-am țucat, aveți mare grijă de voi. Și nu uitați să citiți descrierea. Ciao.